Ministrul Muncii Raluca Turcan a fost astăzi în vizită de lucru la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială. Printre altele, a discutat și despre procesul de evaluare a pensiilor. La Casa Județeană de Pensii Constanța am analizat procesul de evaluare a pensiilor pe care l-am demarat în perspectiva recalculării. Și astăzi am aflat și câteva informații încurajatoare, și anume că softul în baza căruia vom colecta aceste date pentru evaluarea și recalcularea dosarelor de pensii este aproape gata, chiar am făcut o simulare și cel mai probabil săptămâna viitoare, împreună cu doamna secretar general și domnul președinte al Casei de Pensii, vom lansa acest soft care va include toate datele necesare din cele 5 milioane de pensii din România pentru a le duce la recalculare.